Este un lucru deosebit de frumos și de plăcut în fața lui Dumnezeu să ne aflăm în dimineața zilei de astăzi, în locul acesta, toți împreună, lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu și benefic pentru sufletul nostru. Amin. Dragii mei, am vrea să facem o rugăciune în dimineața aceasta, după ce am fost fericiți în psalmul 1, într-un mod deosebit, am vrea să facem o rugăciune pentru că în ziua de astăzi ne stă în față o lucrare așa de frumoasă, o lucrare așa de sensibilă și la Domnului. Și cred că avem nevoie de un lucru. Avem nevoie de iertare. Și nu este vorba, și n-aș vrea să vorbesc despre iertarea care ne-o dă Dumnezeu. Este o iertare care ne-o dă Dumnezeu, ne-a dat-o și ne-o dă Dumnezeu. Pentru că dacă nu i-ar fi dat-o, ar fi fost vai de noi. Aici și în veșnicie. Dar prin bunătatea Lui cea mare ne-a iertat, slăvit să-i fie numele. Și noi ne rugăm pentru iertarea aceasta în fiecare zi. Eu cred că nu este frate și soră în locul acesta care nu, să nu se roage în fiecare zi rugăciunea lui să spună: Doamne, iartă-mă! Eu cred că o faceți. Și o facem. Dar n-aș vrea să vorbesc despre iertarea aceasta. Aș vrea să vorbesc despre altă iertare. Și mai este o iertare. Este iertarea de sine. Și nici despre asta n-aș vrea să vorbesc. Iertarea de sine este acea iertare care ne-o dăm nouă înșine. Și ne-o dăm foarte ușor. Atunci când greșim și când facem un lucru care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, facem o greșeală, ne mustră conștiința după aceea. Și nu mai stăm liniștiți și te simți foarte tulburat. Și parcă te gândești la lucrul acesta, ai vrea să se mai întâmple odată și ai spune în sinea ta: n-aș mai face așa. Aș proceda altfel. Și automat te ierți pe tine și spui: nu o să se mai întâmple. Am greșit de data aceasta, dar dacă o să se mai întâmple lucrul acesta, aș proceda altfel. Și te ierți așa de ușor. Așa de ușor te ierți pe tine. Dar aș vrea dimineața zilei de astăzi să ne rugăm, pentru că este așa de necesar pentru o iertare, care spunea Petru în Matei, în capitolul 18, cu versetul 21. Apostolul Petru s-a dus la Domnul Iisus Hristos și i-a pus o întrebare. Și spune așa: el s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Avem nevoie de această iertare. Cu siguranță noi păcătuim împotriva fraților, frații păcătuiesc împotriva noastră și avem nevoie de iertarea aceasta în ziua de astăzi. Ca să putem sta la masa Domnului, să putem să ne împărtășim cu pâinea, cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, avem nevoie de iertare. Să ne dăm noi unii altora. Pentru că Dumnezeu ne-a iertat. Pentru că noi ne iertăm. Avem nevoie să ne iertăm și pe unii altora. Unii pe alții. Dragii mei, și în sensul acesta, Domnul Iisus Hristos, după ce Petru îi pune această întrebare, știți cu toți în pasajul acesta, sunteți așa de familiarizați cu textul acesta, îl cunoașteți poate mulți pe de rost. Domnul Iisus Hristos îi dă răspunsul. Nu până la 7 ori, ci de 70 de ori pe câte 7. Și continuă și spune o pildă și spune că un împărat și-a chemat robii să se socotească cu ei. Și a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbi. O valoare extraordinar de mare datora acest rob stăpânului lui. Și fiindcă robul acesta nu avea cu ce plăti, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos, pentru că acel împărat a vrut să-l vândă pe el, soția lui și copiii lui. Și s-a aruncat la picioarele lui și a spus să-l mai ierte, pentru că va plăti când va avea. Și stăpânul acesta, plin de milă și îndurare,
l-a iertat. Și omul acesta, când a ieșit afară, a dat peste unul care datora o valoare foarte mică față de valoarea care a fost iertat el. Și a spus, plătește-mi acești bani, 100 de lei. Și omul acela îi spunea, nu am acum, ba îngăduie-mi și îți voi plăti când voi avea. Și nu a vrut. Nu a vrut, l-a luat de gât și l-a dus, l-a închis până când își va plăti datoria. Și stăpânul acesta, când a auzit lucrul acesta, l-a chemat înapoi pe rob. Și a ascultat ce i-a spus, rob viclean. Rob viclean. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășii tăi, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și a luat pe mâna chinuitorului Domnului până va plăti tot ce e datorat. Dragii mei, acum Domnul Iisus Hristos, eu cred că această pildă a spus-o ucenicilor și lui Petru și s-a referit la partea spirituală. Și spune și continuă versetul și spune ultimul verset, spune, tot așa va face Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dar acum să privim la noi. Să privim fiecare în interiorul nostru și fiecare la noi și să ne gândim cum suntem noi. Cum ne raportăm noi la acest text binecuvântat și așa de frumos spus de Domnul Iisus Hristos. Știți cu toți atunci când a venit la pocăință, nu știu la ce vârstă ați venit. Unii poate la 20, 25, 30 de ani, 40 de ani, ați venit la Hristos. Ați venit la Domnul Iisus Hristos și v-ați aruncat la picioarele Lui și a spus să vă ierte. Și împăratul împăraților, care este plin de milă și de durare, a iertat toată datoria care ați avut-o. 10.000 de galbeni este o valoare extraordinar de mare. Și spune aici la... Chiar la sfârșitul paginei spune că acești 10.000 de galbeni sunt talanți și un talent este egal cu 34 de kilograme de aur. Înmulțiți de-a voastră acest 34 de kilograme de aur cu 10.000 să vedeți ce valoare mare a iertat stăpânul pe acel rob. Dragii mei, când a venit la Hristos, câte păcate avea? Era plin de păcate, eram nenorociți în lumea aceasta și Domnul Iisus Hristos, în dragostea Lui cea mare, în jertfa Lui din dealul Golgotei, a luat tot asupra Lui și ne-a iertat. Și am fost oameni izbăviți, oameni liberi. Și atunci când Dumnezeu ne-a iertat de păcatele acestea și am venit în casa lui Dumnezeu și am trăit aici între frați și surori și ne-am bucurat împreună și atunci când ne-am supărat sau ne-a supărat cineva cu un păcat foarte mic, 100 de lei, spunea, 100 de lei, ca și nimica, n-am mai putut să le iertăm. Dar știți ce se întâmplă? Ascultați ce spune versetul 32. Împăratul acela l-a chemat la el, l-a dat pe mâna chinuitorilor și l-a închis până și-a plătit toată datoria. Și acum se pune întrebarea, care datorie? Pentru că el a fost iertat odată. A fost iertat de împărat. E stăpân. Care datorie? Știți care datoria? Acei 10.000 de galbeni mi s-au pus înapoi în spate. Pentru că el n-a fost în stare să ierte un păcat mic. Mi s-au pus înapoi în spate. Dumnezeu, atunci când tu nu poți să ierți, spune cuvântul Dumnezeu în Matei, în capitolul 6, să încheie acel pasaj cu Tatăl nostru. De multe ori a spus Tatăl nostru și în versetul 12 spune și iartă nouă greșelile noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. V-ați rugat așa? Ne-am rugat. Și încheie pasajul și spune, dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, versetul 14, din capitolul 6, dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, nici Tatăl vostru cel ceresc nu va ierta greșelile voastre. Dar dacă iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Următorul verset. Da, 14. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor, nici Tatăl nostru nu ne iartă. Dragii mei, am vrea ca în dimineața zilei de astăzi să facem rugăciune în sensul acesta. Dumnezeu ne-a iertat în dragostea Lui cea mare. Haideți să ne iertăm și noi. Și mai vreau să citesc un cuvânt în care ar trebui să ne cutremure în ziua de astăzi. Și spune Ezechiel în capitolul 18, cu versetul 22, toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita.
Deci Dumnezeu a uitat toate fără grijile noastre și El va trăi din pricina neprihănirii care a trăit. Dar spune versetul 24, însă dacă cel neprihănit, ascultați cu atenție lucrul acesta, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate uriciunile cel rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Dragii mei, acest cuvânt să ne facă sensibili în ziua de astăzi. Să ne facă să înțelegem că și noi trebuie să iertăm. Suntem la o sărbătoare, suntem la cina Domnului. Dacă ai ceva, dacă ai supărat pe cineva, dacă te-o supărat pe cineva și nu ai putut să ierți, astăzi este momentul să ceri la Dumnezeu, să-i spui, Doamne, fă-mă sensibil, Doamne, te rog din toată inima, ajută-mă să pot ierta. N-aș vrea ca datoria aceea, n-aș vrea ca păcatele care ni le-ai iertat să ni le pui înapoi în spate. N-aș vrea, Doamne, ca atunci când m-ai iertat, toate acele păcate grele, 10.000 de galbeni care au fost luate din pe umerii mei și au fost puși pe umerii tăi, n-aș vrea să vină înapoi pentru un păcat mic care nu-l pot ierta în ziua de astăzi. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să cerem această cerere, să venim înainte de Dumnezeu și să spunem, Doamne, dă-ne putere, vrem să ne iertăm unii pe alții, vrem să trăim în dragoste, vrem să trăim în pace și pacea lui Dumnezeu să plânească în biserica noastră și peste poporul acesta. Amin.